La Inspectoratul Școlar Județean pleacă Sobo, vine Sobo. După ce vineri, inspectorul școlar general adjunct Ștefan Sobo a fost demis și înlocuit cu Maria Pop, astăzi Sobo a fost repus în funcție pe motiv că organigrama inspectoratului a fost suplimentată cu un post de adjunct. Vor exista astfel doi adjuncți. Astăzi vreau să vă anunț că doamna Pop, pe lângă doamna Pop Maria, avem o suplimentare de post de inspector școlar general adjunct și anume domnul Sobo Ștefan. Motivul este că județul Sălaj beneficiază de, sau în cadrul județului Sălaj avem minorități naționale și ele trebuie să fie reprezentate în cadrul ISJ. Deci începând de mâine s-ar putea să avem doi inspectori școlari generali adjunți. Săptămâna trecută la Inspectoratul Școlar a bătut vântul schimbării. Inspectorul Școlar General Ioana Brudan a fost schimbat din funcție după 22 de ani și înlocuit cu Gheorghe Bancea, iar Ștefan Sobo a fost și el demis și înlocuit cu Maria Pop. În cazul său însă, lucrurile s-au schimbat peste weekend.